Două mașini au intrat în coliziune la ieșirea din Aghire spre Zalău, iar în urma impactului o persoană a ajuns la spital. Accidentul a fost cauzat de nepăstrarea distanței corespunzătoare între cele două autovehicule. Evenimentul rutier a avut loc azi în jurul orei 14. Potrivit șefului biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău, Gabriel Coman, la ieșirea dinspre Aghire și înspre Zalău, două mașini au intrat în coliziune față-spate. Cauza accidentului o reprezintă nepăstrarea distanței corespunzătoare dintre cele două mașini. În urma impactului, mașina din față a ajuns în șanț. O persoană a fost rănită și transportată la spital pentru investigații. Oamenii legii fac în continuare cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul.